Adică s-au exprimat și public unii dintre ei, dar sunt mai mulți care nu spun public, însă... După ce relevanță are pentru discuția noastră de astăzi, întrebarea. Păi, vă spun eu ce relevanță are. Dacă sunt nemulțumiți, nu o să susțină partidul în aceste alegeri. Nu vor fi la fel de convingători în a susține. Iar unii dintre ei spun... Dom'le, eu votez pe Ovidiu Nechita, eu fac campanii pentru Ovidiu Nechita. Boboc nu reprezintă PNL. Deci afectează scorul electoral al PNL. Ceea ce privește reprezentarea partidului de către Boboc, asta cred că este o chestiune care nu mai poate fi pusă sub semnul întrebării. De mai bine de 15 ani, Cătălin, în primul rând, a fost înainte și după aceea și eu devenim membru al partidului, am fost tot timpul implicat în acțiunile partidului. Atâți oameni cât au ajuns să ne cunoască, ne cunosc și ne asimilează cu PNL, nu cu un alt partid sau cu niciun. Deci cei care ne asimilează, ne asimilează cu Partidul Național Liberal și din punctul ăsta de vedere nu cred că există o problemă. În ceea ce privește nemulțumirile unora sau altora, îmi pare rău că nu reușesc să gestionez pe toate, poate, și-ar dori unii și alții, dar, repet, întotdeauna, pe lume, atâta timp cât voi mai fi președinte al Partidului Național Liberal, prioritatea numărul 1 va fi echipă. Iar dacă 90% din echipă are o direcție, aia este direcția pe care voi merge. Nu, chestia este că o singură sau un grup de liberale au o direcție și restul nu urmează direcția aia, tocmai asta e problema. Deci nu e echipă.